Bine v-am găsit la canalul nostru. Astăzi am să vă arăt cum se face cușcușul, un fel de bază foarte ușor de făcut. Nu avem nevoie de multe ingrediente. Cușcușul merge cu orice. Teoretic, eu am făcut un escalop pe lângă el, dar puteți face orice tip de carne, că va ieși gustos. Haideți să trecem la treabă. Eu am să vă arăt în acest video cum se face doar cușcușul. Încingem bine tigaia și punem niște ulei. După câteva minute punem 250 de grame, adică o pungă din asta de cușcuș, și amestecăm constant. Ca să nu se lipească profund sau să se ardă. Deocamdată nu mai punem nimic, nu mai amestecăm prin el. Da, vedem că începe să se rumenească pe aici colo. Și acum adăugăm 750 de ml de apă aproximativ la cantitatea asta de cuscuș. Așa. Și continuăm să amestecăm. Am și necesare. O linguriță, două, așa, după gust. Cuscușul este simplu de făcut, cum vedeți, atâta ce aș putea zice că consumă mai mult timp e că trebuie să amesteci. Ideea e că trebuie să amestecăm, că dacă începe să fiarbă apa, se poate să se întărească. Sunt șanse ca cușcușul să se întărească și nu vrem acest lucru. Bine, acum mai poți să pleci de lângă el 2-3 minute, nu are nimica. Numai să-l amestecați. După câteva minute vom observa că începe să se îngroașe, dar mai are totuși zeamă, așa că continuăm să amestecăm până aceasta se absorbe complet. L-am gustat acum și încă nu e chiar fiert complet, așa că mai adaug aproximativ 250 de ml de apă și continuăm cu gătirea. Dacă el încă e tare, puteți gusta cu lingurița, atunci faceți și voi ca mine și mai adăugați niște apă. După alte câteva minute așa arată, înseamnă că ne apropiem de final. Acum adăugăm niște piper, după gust, acum fiecare cum îi place, mie îmi place mai mult. Continuăm să amestecăm. Teoretic, când e așa, deja putem opri focul, deoarece acesta va mai absorbi din umiditatea rămasă. Altfel, riscăm să se întărească prea tare dacă nu lăsăm un pic de zeamă la final. Mai putem să adăugăm niște pătrunjel, care să-i dea gust, și așteptăm să se răcească. În mare, aceasta a fost rețeta și dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu, un like, un share și un subscribe. La revedere!